Ușor, ușor. Caută cineva. Bă, frate, tu stă pe aia. Ai o fată. Cine? O fată nemachiată. Machiați-vă, fetele. Cum este? Doamne. Salut! Noi suntem Cocolix. Și bine v-am regăsit la casa lui Dani. Ăsta e băiat? Am crezut că e fată. Nemachiată și care tocmai s-a dus. Mergem la casa lui Dani, dar e cineva în casa lui Dani. A, iubita lui? Bun, hai să te faci de lui. Este un joc la care... Eu cred că a părăsit-o. Ui, stai mă jos acolo. Băi, eu cred că este băiat. Nu știu, sau o fi fată, nu știu, că multe fete se tunt scurt. Ce, cum? Dar tu n-ai văzut într-un an foarte multe vedete s-au tuns. Cățeluș. Salut. Na, tu aici ai misiune. Poți să mă ui și jos. Da, tu aici ai misiune. Și ce scrie misiunea de stânga sus? Aprinde lumina. Turn on the lights. Stai că m-am Cristina prins. A procesat așa puțin. Stai să vedem de unde. Poate e doar o idee. Asta e părerea mea. De obicei se pun la început. Eu așa le de la întrerupător. Păi știu, dar ar trebui la început să pună. Și unde? Uite acolo, ce era de acolo? Mamă, și că trebuie să mergi până aprins întrerupător. Da, dar mergi. Și unde? Ăsta e? Da, nu știu că e alb. Dar cine a creat casa asta? Un design? Nu vezi ce tapete? E băbesc. Hai de cap. Da, și acum tu ești în casa lui Dani. Deci stai să spun, tu ești o vecină, da? Știu ca și vecină, o zis Dani, nu vrei să stai puțin un cățel acasă și dacă tu ești acasă să-mi faci și curat. Mamă, dar ce insulă faină are. Eu zic să ne mutăm aici pentru vreo două zile. Ce spui? Bă, dar ceva e ciudat aici. Ce unde e ciudat? Nu știu. Eu mă duc să aprind luminile. Și aici e un întrerupător. Uite, frate, că era un întrerupător mai aproape, mai pus să merg toată casa. Eu te-am ajutat. Da, găsește întrerupătoarele toate, da. Hai să aprind toate luminile, că azucea când ești singur acasă, parcă vine să aprinzi luminile. Da, dar nu zici acolo să pui vasele. Nu vrei să le pui că-s murdare? Dar cine a zis asta? Uite acolo, la misiuni. O, dar are și pretenții. Da, pune-le în ghiuvetă, nu? Da, ăștia n-au mașină de spălat vase. Nu, că... Ah, nu, trebuie să le pun în dulap. Stai să vezi, poate iese ceva din dulap aici. Nu pe că în dulap, în ghiuvetă. A, uite aici, frate. Felix, eu sunt femeie, eu știu ce trebuie să fac. Vezi? Și trebuie să le pui acolo. Că-s murdoare. Că-s curate. Cum să le scoți? De ce să fie curate? Că s-o bud din ele. Păi nu, pentru că le-o scoți din mașina de spălat vase și nu știu exact unde e locul. Dar eu sunt femeie și eu știu locul la orice obiect. Uite, vezi? Știi, pentru că tu decizi care e locul. Da. Uite, deci, mai este și asta. Deci eu dacă vreau să-mi iau o mobilă sau o haină, nu! Pe umerașul ăsta rostă, nu pe ăsta verde. Gata, uite, te vezi cum le-am pus, perfect. Dar mai aici mai lipsește farfurii. Păi, dar mai pune, uite. Stai să vedem. Deci, bă, ți-au zis ceva? Da, s-au auzit farfuria, dai că dau sunetul mai mare ca să... Ai primit un mesaj la telefon. Se aude ceva. Da, stai că mai am dintre astea de pus. Poate nu aia trebuie, poate alt în spatele tău trebuie, dar de pe masă. Dar eu voiam, bă, mi se pare mie sau tot apar? Nu, erau acolo, n-ai văzut. Erau? Da. Deci asta e lipită probabil. Uite, mai este aici un bilet. Ia să citim. Să-l citim. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost de acord ca să ai grijă de Ginger. E câinele, știi? Oh, așa-l cheamă. E foarte frică de vreme când plouă afară. Aha, am înțeles. E fetiță. Și nu știe cum să reacționeze. Apropo, am plecat foarte mult în grabă și n-am putut să fac curățenie. Eu cred că ai făcut intenționat. N-avem încredere în mare, nu-și pune toate vasele la loc. Da. Și mă speria de umbra mea. Camera aia nu știu ce nu-i luminoasă. Eu poate voiam să fiu fată, nu te-ai gândit. De ce ești acum băiat? Na, hai să mai căutăm unde-ați vase. Ginger, ești cu minte? Ginger înseamnă ghimbir. Aaaa, hai să mai căutăm vase, că trebuie să mai fi pe undeva, că să le punem pe toate. Hai să vedem, deci dacă aș fi o farfurie, unde aș fi? Probabil, uite camera altă. Dar asta sigur le pun în ghiuvetă. Bă, ăștia au o cameră specială în care se mănâncă. Vă vedeți? A, până pe toate. Și cum adică? Eu trebuie să iau apă pe E și nu merge, bă, fraților. Uite în bucătărie. Hai să mergem în bucătărie. Era o singură cană, uite-o. Asta. Gata. Nu mai este nimeni, nimic nu. Te sună cineva la telefon, du-te repede. Hai să vedem cu telefonul. Eu dacă aș fi un telefon, aș fi aici. Ai înțeles ce spune? Trebuia să-mi notez, că am uitat. Îți traduc eu. Zice că stă mai mult. Da, zice că plouă. Da. Unde este ea și stă mai mult. Și zice că scoate-o pe Ginger afară ca să-și facă în nevoile. În curtea din spate. Da. Hai. Și spune că în caz de suprește de la ploaie toată lumina din casă, vezi că la mine dormitor sunt cheile. Dar tu ești foarte istis, Felix. Și după aceea siguranța este în pivniță. Stai, cum fac? E, și dai click. Așa. Ginger, unde ești? Hai, fată! Fetiță! Kiki! Mama. Ginger, hai! Bă, ce creepy poza asta! Hai de cine capul meu! Asta? Hai nu știu, dar sper că nu-i rudă. Seamănă cu ăla care l-am văzut astăzi, nu? Seamănă cu Dani! Care am văzut așa creepy în jos. Creepy Mike-sa! Dar de ce sunt lumână? Cred că nu mai trăiește săraca. Și dacă o să vină să mă pătrui? Te aprinde luminile, iubita. Unde-s luminile? Uite aici, de exemplu. Bă, ai foarte mult! Ține acolo! Nu-i nimic, ai doar imaginația. Tăi la întâmplător repede. Nu-i nimica, iubita. Sunt doi oameni. Nu-i niciun om, aprinde lumina. Sunt doar... Cine își pune mâner din ăsta? Ce designer o ales mânerul ăsta? Cheamă-l pe ăsta cățel. Coco Ginger. Coco Ginger. Cheamă-l să meargă. Și eu pus scaunul ăla la mijloc. Scaunul. Ce?
Adică, serios, de ce ai pune un scaun într-o ăsta băbesc în mijloc? Mă, trebuie să... Te sunăm la telefonul. Trebuie să fac drumul până apoi. Vezi că am lăsat mizerie în sufragerie, vreau am să curăț. Am multe pretenții are. Du-te să faci curat. Auzi, du-te în camera aia când unde e întuneric să vedem ce este. Poate e un întrerupător. Du-te aici și întoarce-te la întrerupătorul. Du-te cu spatele. Mi-e frică. Aoleu, ce e aici? Nu știu ce e aici. Mai bine plec de acolo. Deci, femeia asta a făcut intenționat. Când știi că vine cineva la tine, bă, profită. Asta pune în ghiveta. Știi cum aș face eu? Hei, plec și e câinele acasă singur și frică. Vrei să stai puțin, te uiți la televizor și stai grijă de câine. Îmi zice că de ce ai lăsat ușa aprinsă, deschisă? Unde? Aici, aoleu. Aici m-a speriat. Cuțu, e totul bine? Închid-o. Cuțu, e totul bine? O venit cineva pe scaunul ăla zi, recunoaște. O venit cineva, deci vă zic eu. Hai dau sunetul mai încet. Ferex, serios, sincer, a venit cineva. Dar de ce a lăsat ușa deschisă, Cristina? O sunat telefonul, dar ți-am zis că o sunat intenționat. Sunat telefonul. Că la... Deci toată chestia asta e gândită de cineva. Nu știu, cineva e pe aici și mă urmărește. Eu zic, Mary asta, eu zic să n-am încredere în ea. Păi, dar nici eu n-am încredere în Mary, Cristina. Păi, odată ce nu și-a pus vasele la loc, eu zic că ar trebui să n-avem încredere în ea. Dar cum ar fi așa să-ți lași o cocină din aia în casă, în ultimul hal și să zici... Ce? Tu n-ai văzut cum am făcut? Am tremurat tot. Și măsoaie și-o luat ăștia. Dar ce? Să faci sport în jurul ei. Le-au ținut petrecere sau... Era știu... cineva acolo. Nu era Cristina. Cred că o se întâmplă după ce pui toate vasele. Aici la ultimul vas. Aha, Mary asta își cunoaște interesul. Bă, dar nu știu ce, dar mi-e frică și de umbra mea aici. E cam suspectă umbra ta. E cam suspectă, serios. Părul scurt, e umbră cu părul scurt. Nu aveți încredere într-o umbră cu părul scurt. De partea alta. Am zis. Nu, că eu sar. A, joc care poți să sar. Asta e că și obosește, ai văzut, am o linie acolo, am obosit puțin. Bă, ăsta n-are condiție fizică prea bună. Ia puțin apăsat pe shift, pe shift. Nu, numai când sar puțin. Uite că ai și deasupra shift-ul, ca să fugi, deci e bine. A, deci trebuie să fug. Tu de partea altă, iubita. Eu vreau să sar pe aici. Uite că mi-am văzut papucii. Nu se întâmplă nimic. Trebuie să mai pun vasele la loc. Atât timp cât vasele sunt aici, sigur nu se întâmplă nimic. E în interesul lui Mary. Break it in the basement. Băi, cineva acolo. Întoarce-te. Stai să pun farfuria asta la loc! Vreau să pun la loc! Pune și ultimul vas. Nu, de zice flip the breaker in the basement. Du-te în dormitor. De ce să mă duc în dormitor? Cu secheile de jos. Ah, și dormitorul e aici. Pe partea altă, Nu e aici? Du-te acolo unde vrei tu, hai du-te ca să mă arăți, dacă tu știi unde este. Băi, deci ar trebui să nu fie nimeni în casă, pentru că dacă ar fi cineva... În dreapta. Ar lătra câinile, nu? Da, că de-aia lată acolo. Tu știi de ce o lumină aici, ha? Nu știu de ce o lumină aici. Auleu, e un scaun într-o la creepy. Na, urmează să pună cineva pe el. Ia cheile. Uite, aici l-am găsit din prima. Ce mă pricep, am zis eu. Gameriță. Nu, Felix, eu sunt cea care a apăsat click și care a deschis sertar. Ia apăsă pe shift. Ale era control. Pe shift? Nu știu. Unde e shift? Așa, uite, fugi. Stop. Na, și du-te acolo. Bă, mi-e frică, unde e cățelul? Aici, astăzi sunt pilnic. Ginger? Ginger, unde ești? Vezi, dar nu bea apă, așteaptă-mă și pe mine. Dar ce frumos are flori. Da. Ce față are Cristina? Na, trebuie să gândim de cineva aici. Nu e nimeni, că cine stă în pilița asta? Zice danger, dangera. Stop. Ai cineva stop, spatele stop, meu. Stop. E cineva stop, spatele stop, meu. Stop. Ușor. Caut pe cineva. Nu. Auzi, Cristina? Nu te dorea de fotul și fugi din piață! E doar Dani! Era foarte urât Dani ăla! Nu era Dani! Ba era Dani! Avea unghii lungi! Ah, era Dani ăla! Bun, te duci, dai pentru pător din nou, da? Aici era mâna! Și fugi! Stai că nu mai știu cum am rătăcit! Am rătăcit! Pe aici, dacă vin, te smești sus! Că nu stai în pivniță, că poate e în pivniță. Salvează câinele, Cristina! Find Ginger and leave! Mi-e frică! Du-te! Tu știi cum stai? Eu stau cu picioarele în aer! Nu stai aici, că se mă pe casă! Du-te în față aici! Du-te în față! Du-te în bedroom, în față și stânga! Pe și, du pe control! Așa? Frică! Așa, dreapta! Du-te în capăt! Nu, pe shift, pe control! Și închide ușa repede! Dacă e aici în cameră și mă închid cu Dani! Închide ușa! Stai că nu știu să închide ușa. Deci, stai să te explic, Cristina. Oprește puțin. Uite la tastatura. Ăla-i control în care te încetinește și te prinde. Deci tu... Stop. Aprinde lumina. Da, vreau, dar nu pot. Ba, da, poți. Nu. Ok, tu ești în dormitor, da? Noi trebuie să o găsim pe... Stai să mă duc aici în colț. Lângă planta asta. Noi trebuie să o găsim pe Ginger, da? Și zice, sounds like she's in a hall closet.
Știi care era hall closet, da? No. Era ăla printre uși care ai mers. No. Acum noi trebuie să ne prindă Daniela, că te salvăm cu câinile. Noi acum putem să salvăm fără câini, să plecăm fără câine, dar eu zic să ne stăduim să-l salvăm, da? Mm-hmm. Na, te duci aici și trebuie să deschizi ușa, da? Ba, nu mai se poate să deschide. Ba, da, dar nu. Duci în interiorul ușii, te uiți. Aoleu, nu! Nu mă mai lasă să mai merg de aici, frate. Trebuie să o pe geam, cred că. Nu fugi, că ți-e teme jocul. Dar nu mă lasă. Trebuie să văd eu. Ia tu mâna pe tastatură și vezi că nu mă lasă. Uite, e. Vezi? Nu vrei tu să. Du-te așa după col, doar uite-te. Da, uite-te, vezi acolo în dreapta. Fugi, du-te după ușa, nu închide ușa, că după aceea știe că e cineva aici. Nu știu ce să fac. Gata, nu fac lege. Ușor, Daniel aici. De ce așa de înalt? Înaltă, e modeală. Numai că a fost urâtă și nu a acceptat-o nimeni. Mă, frate, nu mai pot de frică! Stânga, uite-te în stânga! Mă duc! Uite acolo, aici, ai dreapta aici! Mi-e frică! Eu zic dreapta, dragostea mea, tu ai luat-o stânga! Na, salvează câinile, Cristina! Chiar trebuie? Măcar să duște! Daniela, nu-mi e frică de tine, ți-am văzut ochii! Dreapta! Știi că vreau să iau pe ușa aia! Acolo-i Daniela! Păi și? Na, fă-i ce vrei, nu mai zic nimic, hai! Și dacă mă văd cu ea, ce fac? Mă salut? Du-te în dormitor. Care e dormitor? Doamne, ferește-mă. Stai puțin, că cu cât îl văd mai mult, cu atât nu mai mi-e frică. Seamnă like she's in the bedroom. Da. Zice că e în bedroom. Întoarce puțin. Doamne, mie nu mi-e frică. Nu închide ușa, du-te aici după colț. Aștept să vină Daniela să treacă de aici. Du-te după colț să vezi. Du-te după colț. Care-i colțul? Aici așa, să vezi dacă vine Daniela. Și acum, după ce pleacă Daniela. Hai că lasă-mi înghit dinții. Te duci și mergi pleacă o dată. Nu poți să te dormitor, știi că e prea înaltă. Ce mă fac? Du-te după ușă, că știi că ești acolo. Știi, e clar că nu poți să te dormitor. Na, tu trebuie să mergi să o găsești pe din el. Dacă nu plecăm fără câine și asta este. Dar du-te în capătul ăla colțul ăla de înainte, că poate te aude. Zice că e într-un dulap de pe hol. Da, noi trebuie să găsim. Hai, du-te, Cristina, am încredere în tine. Ți-ai câine ca să te apere. Da, du-te. Și-o mă, ce piu trebuie să apăr câine. Mă duc. Doar așa te uiți. Dar nu mai vrea să plece de acolo. Uite, am văzut piciorul, stai să văd. E acolo. Are pedicura făcută? De unde? Ia, du-te în sus, așa. Ha! Nu, în spate nu stai niciodată, stai puțin. Tu trebuie să mergi în dreapta maxim pe ușa de acolo și pe shift. E, acolo, față, da, față. Da, pe shift. Ha! Fugi. Păi de ce te mai întorci, dragostea mea? Mergi în față, că știi că e în spatele tău. Era în stânga acolo, n-ai văzut mâna și piciorul. Și eu dacă sunt cu spatele la el, n-are nimic cu mine. Păi nu știu, dar măcar poți să fugi, nu te întorci față. Da, cred că cu fața. Cred că doar când mă uit. Da. Așa eu mă uit, măi, pe jos. Era bine. Nu te mai întorci, măi. Ce tot te întorci, că nu stă în partea aia. Bă, tu crezi că mi-e frică de tine? Ce cum mergi? Bă, tu crezi că mi-e frică de tine, bă? Asta mergi de runway. Uite, hai să-i urmărim hainele. Stă bine. Pantalon cam fain. Tu știi ce faci? Am întrebare. Da, iubita, zice, it sounds like she's in the closet. Te duci în closet și după aceea ajunge acolo, zice, e în altă cameră și e camere pe rând. Ginger, unde ești? E pe aici. Merg în living room. Imediat după ce vine ăsta, îl urmăresc după el. Merg în living room, da? Eu am văzut ce face. Merge pe aici și vine pe aici, știi? Aha, deci tu ai răbdare, tu ai tehnică. Da, am răbdare. Eu m-aș fi dus acum. Nu, că vine, o să vină pe aici în față. Stai să vezi. Asta e diferența între mine și Felix. El are răbdare. O să mă pună, după ce caut acolo, o să mă pun scaut în bucătărie, fac pariu. Haide! Să vedem. Daniela, Daniel, că nu știu ce-i față, o bea. Cred că e beat, bă, haine. Mai ai răbdare? Da, am răbdare, de nu. Câtă răbdare ai? Nu mai pot de răbdare. Ai multă răbdare? Și eu m-aș fi dus de mult. Deci dacă o să fârclești, e vina ta. Hai să vedem încotro te duci. In the living room. Aici ar trebui să fie. Hai de mine. Ce se întâmplă acolo? Ce făcea ăla? She's here somewhere. Ginger was in the bathroom. Bedroom, zicea. Yeah. Unde? Uite, aici. Apasă tu e ca scăpăm. E. Și acum fă-i tu că mi-e frică. Gata, am scăpat. Good ending. Bă, mamă, frate, ce tari suntem. Ce făcea ăla acolo? Ce făcea? Nu știu, făcea yoga, ce făcea. Făcea Tinder, cred că ăsta e secretul de așa de înalt. Dacă vreți să mai facem jocuri horror, rupeți butonul de coco like și scrieți-ne în comentarii ce jocuri horror să mai facem, pentru că. Și dacă vreți să mă joc eu, că ați zucit bine, mă pricep. Păi numai Cristina se joacă, eu ajut că nu se poate. Pe data viitoare. Pa! Stai mă jos acolo!